Problema numărul 151 din culegerea de admitere București. Complement simplu. Marchena care la oxidare folosește un volum minim de soluție de permanganat de potasiu, 0,05 molar, mediu de acid sulfuric, este. Pentru a rezolva această problemă, trebuie să oxidăm energic fiecare alchenă, pentru că în cerință ni se spune că oxidarea are loc în mediu de acid sulfuric, deci vorbim despre oxidare energică. Și trebuie să luăm pe rând fiecare alchenă și să oxidăm, pentru a vedea care dintre ele folosește mai mult oxigen în stare atomică. Deci am zis că este problema numărul 151. Prima alchenă de care ni se zice este 2-pentena. Plus oxigen în stare atomică, în mediu de acid sulfuric și permanganat de potasiu. În momentul oxidării se va rupe această dublă legătură și participând la dubla legătură avem în stânga un carbon terțiar și în dreapta tot un carbon terțiar. Deci la oxidare se vor obține doi acizi carboxilici. Asta ne-a ieșit din stânga dublei legături, iar din dreapta dublei legături o să rezulte un alt acid carboxilic. Și acum să și egalăm, avem aici 1, 2, 3, 4 oxigen atomic. La punctul B avem 2 hexena. Plus oxigen atomic în prezență de acid sulfuric și permanganat de potasiu. Oxidarea are loc la dubla legătură și tot așa avem în stânga un carbon terțiar și în dreapta dublei legături avem un carbon tot terțiar. Deci în momentul oxidării se vor obține și în acest caz doi acizi carboxilici. Acest acid carboxilic a fost obținut din stânga dublei legături, iar acest acid carboxilic din dreapta dublei legături. Și să și egalăm, avem 1, 2, 3, 4 oxigen atomic. La punctul C avem 3 hexena. Plus oxigen atomic în prezență de acid sulfuric și permanganat de potasiu. În stânga dublei legături avem un carbon terțiar și în dreapta dublei legături tot un carbon terțiar. Și oxidarea va avea loc aici. Deci dacă avem 2 atomi de carbon terțiar, vom obține și în acest caz 2 acizi carboxilici. Acest acid carboxilic a fost obținut din stânga dublei legături, iar acest acid carboxilic din dreapta dublei legături. La 4, la punctul D, avem 4-metil-2-pentena. Plus oxigen atomic în prezență de acid sulfuric și permanganat de potasiu, se va rupe dubla legătură. În stânga dublei legături avem un carbon terțiar și în dreapta dublei legături tot un carbon terțiar. Deci la oxidare vom obține 2 acizi carboxilici. Acest acid carboxilic a fost obținut din stânga dublei legături, iar acest carboxilic din dreapta.
și să și egalăm. Să egalăm și la punctul C. La punctul C am folosit 1, 2, 3, 4, oxigen atomic. Și aici am folosit tot 4, oxigen atomic. Deci la fiecare subpunct, de la subpunctul A până la subpunctul D, am folosit 4 oxigen în stare atomică. Și acum să ne uităm și la subpunctul E. Subpunctul E, 2,3-dimetil, 2-buten. 2,3-dimetil, 2-buten. Plus oxigen atomic în prezență de acid sulfuric și permanganat de potasiu, oxidarea va avea loc la dubla legătură. În stânga dublei legături avem un atom coaternar, iar în dreapta dublei legături tot un atom coaternar. Și știm că în momentul în care oxidăm în mediu acid un atom de carbon coaternar, vom obține un compus carbonilic. Deci, din stânga dublei legături vom obține o cetonă, mai precis acetona, și din dreapta dublei legături vom obține tot acetonă. Acest compus a fost obținut din stânga, iar acest compus a fost obținut din dreapta. Și dacă vrem să egalăm, vom avea 2 oxigen atomic. Deci cel mai puțin oxigen atomic s-a folosit în cazul subpunctului E. Și cum știm că aici s-a folosit cea mai mică cantitate de permanganat de potasiu, vom scrie reacția dintre permanganat de potasiu și acid sulfuric, pentru că aceștia sunt reactanții. Ok, să și egalăm acum. Avem 2 atomi de potasiu aici, deci trebuie să punem 2 în față. Acum punem și 2 aici, la mangan, SO4. Câte grupuri SO4 avem? 2 de aici, plus încă 1 de aici, deci 3 în total. La hidrogen, la apă o să punem 3, ca să egalăm. Aici avem 6 de hidrogen și aici tot 6. Și să vedem cât oxigen atomic avem nevoie. De aici avem 8 oxigen, 4,2,8, aici 12. Aici o să avem 8, aici 4, aici 3, deci aici avem 20 în total, aici avem 15, deci ne trebuie 5 oxigen atomic. Și această reacție se aplică la fiecare dintre subpunctele noastre. Și relația dintre oxigenul atomic și pe care îl folosim în fiecare dintre aceste oxidări, relația între oxigenul atomic și permanganatul de potasiu este direct proporțională. Adică cu cât avem mai multă cantitate de oxigen atomic, cu atât avem mai multă cantitate de permanganat de potasiu. Deci nu este necesar să scriem reacția de fiecare dată și să calculăm în grame sau litri cantitatea de permanganat de potasiu. Este de ajuns să aflăm oxigenul atomic ca să ne dăm seama unde avem cea mai mică cantitate sau cea mai mare cantitate de permanganat de potasiu. Deci, în cazul nostru, cea mai mică cantitate de oxigen atomic s-a folosit la subpunctul E. Deci, înseamnă cum relația dintre oxigenul atomic și permanganat de potasiu este direct proporțională, înseamnă că și cea mai mică cantitate de permanganat de potasiu este folosită tot la subpunctul E.